Bună dimineața prieteni, bine ați revenit la matinalul Radio Dinamo 1948, eu sunt Cătălin Alexandru, că zâmbet că mi-a spus ieri că eram prea serios, prea, doamne ce ești atât de serios, fii tu mai optimist, toată lumea m-a luat fane, ieri la stadion, înainte de meci, fii mă mai optimist, gata mă sunt optimist, bună dimineața! Ștefan, știu că alături de <laughs> Te pup Cătălin și vă îmbrățișez cu drag fraților Neața și ce dimineață frumoasă într-adevăr Abia te ascunzi de lumina de afară Dar așa e de dinăuntru fratele meu Vine cu o putere ei nemărginită și inimaginabilă Astăzi sunt moșii mari uh, Mulți dintre voi presupun că au și activități religioase bisericești Și cu pioșenie vă doresc o zi ușoară Și să vă întoarceți fericiți de la cimitir sau unde aveți fiecare drum Uh, e o zi frumoasă, diminețile sunt din ce în ce mai frumoase, cel puțin diminețile noastre, Cătăline. Uh, noastre, apropo de vezi, unii au alte activități, non, adică bine, cu tematică religioasă, dar... <laughs> auzi, bazate, au activități bazate pe vechile sărbători păgâne, să spunem așa. Cu spor da, și la pahare. Da. Nu uitați să puneți paharul de apă plată între ele. da, 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 da. Azi baba mea că am frigut afară, mai nu știu. Ieri n-a fost atât de frig pe stadion, a fost a fost rece, o așa, o temperatură de februarie mai degrabă, dar cald în sufletele noastre, nu ne-au încălzit băieții cu victoria, cu cele trei puncte. Am avut dreptate că o să fie meci greu, a fost cel puțin repriza a doua, mai ales pe final, foarte, foarte greu. Nu, nu știu. Deci cred că au avut, n-am statistica, poate are cineva, din curiozitate, câte centrări au putut să dea în ultimile 7-8 minute, inclusiv -am, în lungime. Deci, eu n-am mai văzut așa ceva. Deci, ploaie de centrări, ploaie de centrări. Ploaie de centrări cu un... Portarel, care nu este foarte înalt și pentru noi, ca să vă imaginați, văzând meciul, totuși, din înaltul tribunei, tu vezi poziționarea în teren și te trece fiorul rece al potențialului gol primit în overtime. E un fior mai rece decât vântul de februarie din nordul capitalei, care s-a abătut asupra stadionului, dar vreau să vă spun că tensiunea în care am stat tot meciul, nu numai noi, ci toți spectatorii căroia cu ocazia asta le mulțumim pentru prestația de aseară și când spun asta mă refer la PCH, mă refer la Peluza Sud, de care sunt mândru și pe care îi felicit. Ce să vă spun? Atmosfera Cătăline a fost caldă și am avut o încredere bizară încă de la început că acest meci este meciul nostru. De asta am și jucat, ca să spun, am pus banii unde mi-a fost gura <laughs> în sensul acesta, mai puțin cu golurile, ca să spun așa și la tine și la mine. Golurile etapei nu s-au, nu s-au numărat chiar pe degetele și măcar unei mâini. Doamne, 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 ce puține goluri, adică noi ne uitam, aveam și flash score deschis, nu că ne interesa pe noi mod special. Așa, clasamentul cură... mai mult. Da, clasamentul, pură curiozitate, să vedem ce se întâmplă în celelalte partide și vedem acolo 0-0-0-0-0-0, dăm sepții un gol, dăm și noi și cam atâta până pe final. Foarte, foarte slab așa etapa din punct de vedere al golurilor marcate, dar hai să vorbim un pic, prima a noastră. Mie mi s-a părut foarte bună, sincer, una din cele. Știu că tot repetăm, așa devine light motiv, dar chiar a fost una din cele mai bune reprize, sincer. Uta n-am mișcat, efectiv n-am mișcat în front, am dominat lupta la mijloc, ne-am creat ocazii pe lângă golul marcat, am, ca să citez un clasic, am subordonat adversarul, dar chiar am arătat bine de tot în prima declarație. În prima Mi-a plăcut ce am văzut de la Dinamo în primele 45 de minute. Mai vreau să spun ceva, e atât de important cumva Efectul și after-efectul întâmplărilor de dinainte de meci. Pentru că eu i-am văzut pe ai noștri ieșind în sprint și în pasul ștrengarului prietene, a apăsat pe gazon. Patrice, în câteva minute înainte să înceapă meciul, dansa în fața peluzei și îi impulsiona. Băieții au ieșit uh, la alt nivel de, de, de montaj. Băieții ăștia, la unele meciuri, cu calități și defecte, pentru că voi gândiți-vă, noi avem achizițiile care ne-au întărit mijlocul, au venit sponsorii cu surpriza asta plăcută de a majora investiția, pentru că era ceasul al 12-lea, dar, măi frate, nou ne funcționează la recuperare ca trabajador, la travaliu, Abdala. Da. Achim Abdala este, din punct de vedere al cifrelor pentru efort, unul dintre cei mai buni jucători ai noștri din momentul acesta. Gonzalo Gregorio, mănânc cuvintele cu tot o produs pe care eu l-am aruncat acestu asupra acestui gagiu și părea mi-o mențin, îți dă șapte goluri până acum. Este jucător adus la începutul sezonului. Deci ăștia îți lucrează altfel. Dovada vie că acest staff tehnic este organic, sănătos, bun pentru clubul Dinamo și potrivit. Iată jucătorii din garda veche autodepășindu-se. Răzvan uh, Nikita Patriche este rejuvenat pe teren. Și eu nu văd echipa fără el. De exemplu. Este acela... -ai... Da, fără Patrick, nu, e greu, e greu, mai ales când îl vezi pe Edgar când intră, sincer, oh, nu, fără supărare. Oh, 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 oh. Fără supărare, Patrick este peste, peste el. Moment, momentul de față, nu știu, peste o lună, peste două luni, dar cred că vă... Auzi, hai să fac așa o, o schimbare, să facem contrastul, roșu-negru, negru-roșu. Oh, 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 oh. ne completăm mai bine, știi? Zai mai așa că fac, vrei să fac eu alb negru, asta ai puțin, pac, Da, da, da. Că eu să trec peste roșu, știi că eram roșu, parcă eram așa continuare, tu erai negru continuare. Acum hai să fim așa un pic de contrast. Asta e așa că am impresia că îmi distrug recuzit aici în jurul meu. A, Băi, dacă te întreb, care, care, crezi că a avut cea mai mare notă după meciul de aseară? Cine crezi că a fost? Cred că mijlocașul nostru la închidere, Eddie cel de la Ascoli venit, cel numit de fanii lui Ascoli, cel mai lent jucător de fapt. Mi s-a părut că a făcut atât de bine tranziția atac apărare. Mi se pare că și asumă atât de multe momente de joc, de construcție. Eu mă așteptam la un închizător bun și băiatul mi-arată calități de constructor, mi-arată clar viziune în joc. Nu vreau să-ți mai spun de pasele diagonale plecate din centrul defensive, pentru că și asta este o siguranță de fapt pe care ne-a fost și cine ne-a dat nou siguranța asta? Că ai văzut și la antrenament. Mate, antrenamentul e antrenament. Și vezi efectele. La două zile de la antrenamentul care e antrenament, vezi efectele pe teren. Nu spun că ne-a Mircea n-a pregătit dumnezește meciul. Tocmai spun că și ne-a Mircea a pregătit dumnezește meciul și iată. Așa da a și ne-a Mircea clasa la, la, schimbări mai ales. A schimbat total meciul prin modul în care a reașezat echipa și a schimbat sistemul. Velkovski a avut cea mai mare notă. Și Gnauri a avut o notă bună, dar mă uitam la Velkovski, bine, pe lângă care un procent excelent la pase. Bun, spui că a central, oricum, pase stânga, pase dreapta, dar el are o statistică acolo fabuloasă pentru un fundaș central. Pase lungi, 9 reușite din 13 și nu de, nu de puțin ori, mai ales la pasa aia, deci a dat pasa aia pe, pe poziție viitoare pentru mijlocașul bandă când era să vorbești Vorbește de banda dreaptă, de pasă în da. banda dreaptă, filtrantă da. cumva. Filtrantă pe poziții viitoare de extraordinar fundașul ăsta. Boy, pasă este... cerebrală, o pasă cerebrală. Da, 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 are, are super calitate, super calitate și uh, omul meciului, dar și Ignant trebuie să recunosc ce a făcut. Bine, poate și gen de statistică pe care nu o vezi în cifre cum acoperă terenul, unde e mingea acolo este și el, de câtă presiune pe teren. pune. Îl vezi pe teren, câtă presiune pune pe purtătorul de balon. Este acolo, este tot timpul în jurul omului cu, cu mingea la picior și fără el, mijlocul nostru n-ar avea nici 50% din, din, potență. Excelent, excelent. Golurile și realizările ofensive sunt produse cătăline în marea lor contribu contributivitate de către munca liniei mediene. Să știi. Noi avem goluri ca rezultat al unei munci colective, nu avem un finalizator. Tocmai că Achim Abdala s-a erijat într-un om de efort care face frumos o pârghie între un mijloc al terenului calitativ și un atac în care el joacă un center forward retras, un vârf fals, în condițiile în care Gonzalo urcă și el, pasa între linii se execută și altfel. Băi, e. Ură să vorbesc așa, ca și cum m-aș pricepe, pentru că, din nou, trebuie să luați cu puțină sare ce spun eu, eu doar chibițez, nu sunt om de fotbal, dar <laughs> sunt motive serioase să ne bucurăm și cred că uitasem starea asta, o uitasem total. Se, se Apropo de Hakim, că am fost destul de critic cu el după meciul cu ea și tu ai fost și uh, trebuie toți să recunosc că ea. toți am fost, dar băiatul ăsta, cum am mai spus-o... Nu are calitate la finalizare, dar se duce în bandă, se driblează omul, se dă centrare perfectă în mijlocul careului, câștigă dueluri Iar când pierde o... mingea, Iar când are duelul fizic, dar ai văzut că aseară mi-a spus că are suspected hamstring și uh, e mai mult decât obosit, îl și durea piciorul, era cam, uh, cam cătrănit după meci. Dar să sperăm că o să ne anunțe din club astăzi că, totuși, e o chestie minoră, că se duce la doctor, înțeleg, să facă investigații mai târziu. Da, l-am văzut că nu părea foarte, foarte ok. Sper că este. Bine, mai avem un meci, o să discutăm și de acel meci. Avem timp să, să intrăm puțin în, în analiza viitorului adversar dar și mie. M-a speriat așa puțin, că părea destul de abătut. Sper că nu este nimic grav și va putea fi pus pe picioare. Hakim, pe fiecare meșcă, capătă, pe capătă că este fizic. Nu fuge fizic are niște probleme. Dar el, el se implică în duelul și atunci e normal să mai ai câte o problemă. Dar acum depinde să nu fie doar... soreness sau este lovitură efectivă. Meciul trecut a spus, I'm just tired, I'm just tired, it's ok, dar își tăia piciorul același după el și acum mi-a spus, I'm suspected pulled hamstring și asta în traducere liberă este întindere. Întindere. Suspect de întindere. Ori o întindere ar însemna 2-3 săptămâni fără fără un om foarte, foarte, foarte util în ultima vreme, echipe care, ce îl face special pe acest jucător este că a făcut tranziția de la oprodul tribunei la acceptance și la respectul pe care și l-a câștigat, cum? Că nu este marcator. Muncind, a muncit. A ales să muncească. Facem muncă și... de jos. Și ai văzut că uh, când a ieșit de pe teren, a fost, cred că, cel mai aplaudat jucător. Uh, chiar asta spune multe, pentru că suporterul din Amovist iese și cunoscător de fenomen. Înțelege okay, Din fericire. Din fericire, că te uiți în ochi, nu are goluri, are patru goluri, da, dar ce face în rest? ce face și în afară de acele goluri marcate. Și a fost un jucător pivotal pentru parcursul nostru din ultimele etape și schimbarea calitativă și de atitudine presupun că îl implică și pe Zeljko Copici și urăsc să par al peria pe acest antrenor, dar v-am povestit că am rămas impresionat de la felul în care s-a comportat și vis-a-vis -vis de noi și vis a -vis de propria ședință de pregătire la Săftica. și acest om nu contenește în a ne impresiona până atitudinea lui și prin seriozitatea de care dă dovadă ce pot să vă spun și mai din interior este că la fel de dedicat este cum pare. Nu se gândește la multe alte lucruri decât la viitor adversar, la cum să ne salveze. Nici nu are soția alături, adică a venit aici omul la muncă, este plecat în veșnică delegație și nu în sensul ăla care vă gândiți, uitat, este, este, la muncă. Omul. nu e un comis voiajor al fotbalului, nu este un nu, nu, nu. Dar... nu. este un om care a venit aici să facă treabă și 18-20 de ore pe zi despre fotbal, despre ultimul meci, următorul meci, analiza jucătorilor ne spunea la un moment dat când era seria negativă că a urmărit la 4 dimineață, la 5 dinață, urmărea în reloare nu știu ce meci, meciul cu rapid să vadă ce s-a mai greșit, să mai înțeleagă încă o dată și ăsta e copice, adică e, domn, mănâncă fotbal pe pâine, chiar face asta. Schimbările tactice și așezarea din repriza a doua în repriza a doua, într-adevăr, Dinamo s-a retras destul de mult. ce a explicat la conferința de presă, cei care ați urmărit, n-a vorbit foarte mult la conferință, dar a spus, a, a făcut-o oarecum deliberat, văzând că și Iuta schimbă, că și asumăm mai multe riscuri, el a vrut să surprindă pe contraatac, dar, știți ce, noi nu prea avem jucători de contraatac. Noi nu prea suntem buni pe contraatac, că n-avem viteză foarte bună. Și... Noi am devenit italieni. Noi am devenit de, de conservatori, italieni, pragmatici. Haideți să vedem partea plină a paharului, dragă Cătălin. <laughs> vreau să-ți spun că am o amintire. Iartă-mă că îți întrerup și gândirii când am părăsit cu tine stadionul. Discuția cu oamenii de ordine de la lift. Coboram acele trepte și mai ține și ți-am spus, zic, Bă, frate, vreau să mă agăț de fiecare colț de fericire pe care îl, pot magazina aici pentru că e lipiciul invizibil de care cu toții avem nevoie ca să refacem cioburile echipei noastre și amintirile despre echipa noastră care au fost, frate, mărunțite și ciobite în smithereens și mici bucăți în prima parte a sezonului și mi-adun cioburile de pe jos și mi relipesc farfuria trofeu care e o mare bucurie. E o mare bucurie. Suntem Binecuvântați cu zâmbet uneori, și ar trebui să luăm și momentele ca atare și să enjoy them, să ne bucurăm de ele. Nu? Da, trebuie, trebuie să ne bucurăm, să ne bucurăm de micile victorii. N-a -a fost o victorie spectaculoasă, n-a fost un meci spectaculos, a fost un meci greu de luptă, cum îl anticipam. Dar știi ce, copici, că, Doamne, ne-am retras deliberat și n-a fost riscan câte ocazii și-a creat tot, trebuie să te gândești, ok, câte, câte ocazii și-a creat. Că și la bomba lui uh, Trif, cred, sper că nu greșesc. Sau la Freitas. A, anul Trif, Trif, Trif a fost. Trif. A rașchetat, zicea sub bar, a fost acolo. Da, dar vezi că Trif. tot deviere a fost, tot o deviere. Da, n-am, n-am văzut reluarea, tot deviere. Uh, la căpușe, într-adevăr, acolo... Putem vorbi de șansă pentru că acel șut deviat uh, a vrut să ocolească vin cu porții, dar în rest și ploaia de centură. Ok, ce, ce ocazii și-au, uh, și au creat? Ce ocazii și-au creat băieții și de la OTA? Cam nimic. Și de asta am gestionat bine. Păcat că totuși, din punct de vedere ofensiv, am propus prea puțin. Pentru că, era în, loc, era loc, nu? Era loc, dar uite că Bendy îl place foarte mult pe Selmani un pic negativ. Se, 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 putea, se, putea, să nu aibă o părere. Ai, ah, băi, fi specialistul nostru. Salami, salami. Băi, Bendy, poate e bun, mă, dar până acum ne-a arătat salami atât. Faza aia din colțul terenului de mi-a stat inima pe cuvântul meu, donare. Cătăine, mai ții minte? Și strigam, băi, e poarta noastră, băi, e poarta da, noastră. Da, 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 el, el proteja da, da. la Fanion, dar ăla era, băi, era poarta noastră. Era poarta noastră, nu acolo. Nu prea câștigă dueluri, nu prea nici alea fizice. Asta spun fizic, nu. A făcut singur, spunea cineva foarte amuzant că și-a depășit expecting tackles <laughs> când a avut acea <laughs> intervenție la portar. Ai jucător, nu știu ce să zic. A căzut în, în 30 de metri cerând fault și ăia s-au lansat într-o acțiune de bandă care s-a sfârșit cu centrare periculoasă. Haide, stai puțin. Bine, și Gonzalo, eu îmi reiterez o idee, fără niciun fel de lipsă de respect față de om vreau să reluaci golurile lui Gonzalo Gregorio. Tată, toate sunt din deviere. Toate sunt dintr-o deviere, ai înțeles? Uh, bine, eu am glumit cu Bendy, să știți. Bendy nu este momentat cel mai mare fan al lui Selmani, dar. <laughs> bine, am bine, bine, greu. Nu cred că e nimeni vede. aici, e greu să fii fanul lui da. în momentul ăsta. În momentul de față e cam greu și m-am uitat să știi pe pozele Alexandrei, chiar m-am uitat să, să văd, mă, chiar are kilograme în plus sau am da. Că... asta asta, domne, este un pic gras. Nu-i par, adică ok, da, și dacă are, are 1-2 maxim. Deci 1-2 nu este. Unul deci avem cum... și noi, da. E, mă rog, unii mai mult. Problema e că noi nu, că adică noi nu jucăm. El joacă și nu prea joacă momentan. Joacă, cum am mai spus-o, parcă trage așa o remurcă după el. Are un pic, tragi o remorcă după el. Păi, auzi, e discuția aia când te duci la, te duci la fizio sau te duci la nutriționist și îți spune, domne, ia două sticle de 2 litri de apă plată, pune-le într-o geantă și ia-le în spate, ia mergi cu ele câteva ori, domne, că e greu. Păi, astea sunt chilele pe care le poți slăbi într-o săptămână și le ai pe tine, în plus, în fiecare zi, aia e situația. No. Da, ai de că știi ce? Nu e în locul meu și al nostru în general să-l judecăm precoce pe băiatul ăsta, că până la urmă trebuie să judecăm precoce în schimb începutul de emulație, începutul de atitudine bună a suporterilor, începutul de șir, de rezultate bune. Patru victorii în șase etape, un rezultat de egalitate, o înfrângere, parcurs de top? De top, cam de top. Bine, toată lumea acum cu pe ultimele 5, pe ultimele 10. Dacă vă întreb pe ultimele 6 meciuri, -ul, dacă mă poate ajuta cineva, dar cred că am fi acolo, 3-4. Cred că suntem pe acolo, după. Făcă să bă și rapid. Cred că am fi acolo. Că ce fere mai puțin. E normal să fie greu, este foarte încărcat fizic pentru că a avut carențe. Da să spun, moment, am arat așa, cum a spus și Ștefan, hai să mai așteptăm, mai așteptăm un pic, eu îl mai, îl mai las și după pauză, că am mai avut o, jucători care au intrat mai greu, care s au integrat mai greu în, în Oricum, echipa așa. merge, echipa merge, nici nu mă interesează atât de mult semani în momentul ăsta, adică mă interesează într-o măsură. Nu mă interesează ca, uite, dacă nu joacă, Hakim, bine, Acum hai să vorbim cu Den de, Denis, să explicăm puțin, ca mai explicat puțin și înainte de meci. Denis nu are nimic, nu e nimic în neregulă, doar a fost menajat pentru acest meci. S-a considerat ok, nu are rost să-l riscăm astăzi, cum adică mă refer la meciul cu UTA, pentru a-l pierde ulterior, a risca. Și atunci, în mod logic și firesc, el antrenându-se deja, un meci următor ar trebui să joace. Și dacă, ok, lipsește Hakim, poate să treacă Gregorio Vârf sau să joace Selmani. Nu știu. Ideea e să ai soluții. Să ai soluții. Să fii și banca ofertantă. Că am văzut că sunt destul de multe critici și la adresa băncii de rezerve. Ăștia erau un tur, îi știi. Banca de rezerve o știi din tur. Erau titulari. Erau titulari. în tur erau titulari și îi juram, îi știți foarte bine. Adică, nu. Ce aveți, mă, cu salami, Nu mai ziceți, mă, salamnii. Că... Iertați-mă, îmi pare rău, mă simt prost, că am zis-o eu acum, dar asta e senzația. Că... Auzi, te gândești, băi, și pentru, pentru uh, echipa din Păulești, pardon, Ploiești, uh, am scris Berisha. Uh, Berisha, da. Bă, ăștia de la Rapid se bazează pe, pe Rahmani și pe... Mă, frate, zici, băi, dar din toți cosovarii, bă, parcă ăsta al nostru confirmă cel mai greu. Că te mai deja... Greu ai deja standardul brazilienizat, și cosovari, stai așa că calitate. Nu e neapărat, adică nu să confirme, nu e Murichi ăla din Spania să confirmă la primul meci. Nici ăla poate nu-ți confirma la primul meci. Ai, Nu, auzi, dar e normal să facem glume. Glume auzi, dacă nici glume nu putem să facem. Da, 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 da. Da, da uite, pentru Berisha Petrol a plătit 200.000 de euro. Nu e o sumă mare, mi se pare o sumă ok. Da, Cum să să vedem de unde să-i dea acum. Da, vezi, ipocrizia. Au probleme financiare, nu pot să plătească pentru licență, dar au plătit 200.000 pe un jucător. Și pe urmă te duci la primărie ca să cer bani, când ai bani de licență. Deci, ireal, ireal. Ireal și bune. să afle jucătorii, că unii sunt plătiți și alții au două luni restanțe în funcție de cine juca și ce ai de mă, frate. Come on, come on. A stricat plăcinta acolo la plăci. V-am văzut noi. Fierbeți. Da. Uh, uite, Dinamo a primit de la jandarmerie amenzi de. stai că 2 ori 60 de mii. Stai că nu, nu înțeleg acela Asterix. Plus firma de pază alte amenzi urmează judecata și la comisie. Să sperăm că nu primim o să de porți De unde, din de unde informația? Scuze. Uh, păi jandarmeria anunță, anunță amenziile dictate după meci, dar yeah. acum, mai tu sens, nu cred că vom <laughs> avea terenul suspendat. Nu, no, nu, no, sigur. Incidentul s-a produs totuși înainte de startul partidei. Au mai fost câte, câte echipe au mai avut terenurile suspendate, totuși. Și. Nu, nu cred. Cred că un lucru, totuși, am înțeles după meciul ăsta. E foarte greu să organizezi pe stadionul Arcul de Triunf, meciuri în care chiar ai galerii adverse care da, nu da. se. Care nu totuși... se plac. Sud, Dinamo vs. Sud, steaua Nu vorbesc de UTA, dar UTA nu intră în ecuația asta. Deci, Sud, Dinamo vs. Sud, stau la 15-20 de metri distanță. Nu e bine, da. E... Nu prea. Uh, Seba, vreau să te contrazic să știi că nu este a lui Bozieru firma de pază. El e angajatul clubului, din ce știu eu nu vreau să comentez extra pe tema asta, doar am vrut să-ți dau un răspuns ca să știi, să știi, unde ne aflăm. Dar și ce mi s-a părut interesant văzând imaginile furnizate chiar de către jandarmerie de dinainte de meci, cu toate că pe Gigi Becali, cu toate că l-au iubit și iubesc pe Tălpan, care i-a salvat de Gigi Becali, tu ai văzut când a apărut jandarmeria călare unde au găsit mântuirea? Vă spun, în curtea bisericii. De tot, într-o formă sau alta. Într-o formă sau alta. Vreau să vă spun o chestie, vă fac o analogie foarte simplă, dar te gândești. Albine, ce fac albinele? Ceară. Din ceară se face lumânări, lumânări, biserică, biserică, becali. Bam! este, în cinci pași te-am dus la becali, mai înțeles. și mi s-au părut interesante imagini cu oameni care s-au strâns cum ar veni în curtea unei biserici, lângă un banner care scrie obiectiv finanțat de primăria bla bla bla. Da? Corect. Este un obiectiv militar finanțat nu de primărie, de Ministerul Apărării Naționale. Și uneori își găsesc refugiul, da, în brațele, brațelor celor care îl mângâie chiar pe dușmanul lor numărul 1, domnul George, antrenorul. Nu conducătorul Zicu. Aici deja mă refer la antrenor. Eu nu cred că se va ajunge la suspendarea terenului. Mi se pare ar fi cam mult. Ok, nu mai lași sectorul ăla. Uite, nu mai vinzi bilete în sectorul uh, destinat pe Luzei Sud, că de acolo au pornit problemele. Mi se pare cam mult totuși să suspendi un teren sau... Nu știu, eu așa văd situația. Mi se pare cam drastică, mai ales că urmează niște meciuri în play-out. Dar, repet, pe arcul de triumf eu n-aș mai organiza un astfel de meci. Adică cu UTA știi când vin cei de la sus sau să nu lași galeria adversă, sincer. Din ce am auzit că... aseară, s-ar putea ca primul meci acasă să fie pe Liam Manoliu. Nu este, nu este, o, nu știre sigură, dar erau discuții în cadrul firmei de securitate că următoarea etapă acasă trebuie să suplimenteze cadrele pentru că e stadion mai mare și am tras eu concluzia că doar nu om juca pe Gencia sau altundeva, că ar fi vorba de Național Arena. Și am încredere că suntem 15-16 mii ca popa, ca popa, Acasă, conform țintarului, ca să înțelegeți, am, ar fi două variante varianta, momentul de față cum este clasamentul acum ar fi petrolul ploiești, apropo că vorbeam de petrolul dar dacă Oțelul învinge pe Poliaș în ultima etapă, se joacă meciul luni, vom juca cu Oțelul primul meci acasă de asta nu, eu nu vorbesc încă de configurația finală care este țintară, pentru că se mai pot schimba acolo niște echipe între ele FCU, Iași, Oțelul nu au locurile fixate ce știm însă, uh, avem primul meci în deplasare la Sibiu. Nu l-a arat, uh, cum am nu fi înțeles cu majoritatea arat. dintre noi. Uh, stai așa că cineva se enervează și încep să mă enervez și eu. De ce să suspende sectorul sud? Am zis să nu se mai vândă acolo. Nu nimeni. N-am vorbit de suspende, să nu se nu mai vândă, super, așa așa ce ce mai vândă pentru că totuși de acolo au pornit problemele. Tu ce crezi, că scapi acum... Acum, ce vrei? Să, să scap fără nimic, eventual cu o strângere de mână? Sau ce crezi că se va întâmpla? Noi vorbim aici de cele mai mici consecințe. Unii vorbesc de susperea întregului stadion. Unde au fost problemele? N-am nimic cu băieții de la sud. Ok, războiul lor cu cei de la sud. Steaua, fac parte din peisajul ăsta ultras. Eu am zis doar că trebuie să găsești o soluție, necompromis. Până la urmă, n-am nimic cu băieții, dar. Cătălina ceva se va să... întâmpla? Deci Cătălin încearcă să prezinte un worst case scenario, care de fapt nu este worst case scenario, nu pentru este. că legea, legea din ce știu eu, conform legii, aseară au existat provocări din partea ambelor tabere care au venit din afara stadionului. Colegii noștri, unii dintre ei, au continuat provocările la nivel verbal și la nivel de coregrafie cu lumini, moment în care anumiți suporteri ar fi încercat să intre într-un conflict, iar suporterii veniți din Bulevardul Ghencea au escaladat în mod cert acest conflict. De asta vă pot spune cu certitudine precisă, pentru că am fost acolo, că marea majoritatea suporterilor CSA veniți la meci au fost amendați și legitimați pe măsură ce au părăsit stadionul, pentru că ei au început să părăsească stadionul după pauză. Probabil că s-au gândit că nu o să fie același control sau că o să plece mai ușor acasă, și vă spun dintr-o sursă sigură că au fost amendați și de la noi au fost amendați destui băieți, dar da, da, da. faptul că au fost amendați băieți pe persoană, ca să mă exprim așa, asta nu atrage neapărat o suspendare gravă la adresa clubului. Incidentele nu au, avut timp, nu au avut loc în timpul meciului. Uh, au fost provocate de ambele tabere. Asta e foarte important să rețineți. Nu se consideră că o tabără a atacat cealaltă tabără. Și uh, zic să stați liniștiți pentru că eu sunt convins că toată lumea care alege să fie prezentă într-o seară de 8 martie răcoroasă pe stadion uh, are același interes și anume interesul lui Dinamo. Adică... Și plus că faptul că cei de la au fost și de la sud, stea oricum, ei mi s-a părut neinspirat de la bun început, știai că se va întâmpla asta, de ce le-ai permis accesul? Aș fi făcut la modul, ok, totuși ce treabă aveți voi să fiți prezenți la meciul dintre Dinamo și da, Veniți-mă cu semnele Utei, luați-le pe voi. <laughs> Știi, e că să fie, dacă toți sunteți, sunteți arădeni, veniți cu semnele Utei pe voi. A, nu? Păi, ce am făcut? Dar la sud, ok, au fost este și vina filmei, de... dacă e să așa, da, firma de securitate, au spus și cei de la jandarmerie, că au făcut controle, că au lăsat cu torțe, <laughs> am De, ce, de ce ați văzut dar nu, că... nu vă placă, nu vă plac torțele, nu vă plac torțele, dar n-au fost aruncate în teren în timpul meciului. Și până la urmă nu este un subiect. Asta este un subiect care se consumă live. Dacă vrei să vii live, să vezi spectacolul, stai ca la hockey când se bat doi jucători, că te știe. Sunt anumiți jucători în linia a, a, treia, a patra de obicei, care când intră pe gheață, principala lor, principalul lor purpose este să-l prindă pe unul de la echipa să-i dea captul. Uh, acum, sunt picanteriile fotbalului, cum a spus și Patrick, sau cum ar fi vrut să spun. A vrut să spun, ok, da, de asta cred că mergem cam parte. Eu nu cred că va fi nicio suspendare. Va fi o amendă zdravănă și cred că atâta. Nu cred că o să înceapă play-out-ul cu domne cu suspendarea terenului. Dar, ok, uh, nu a fost nici în timpul meciului, trecem peste. Ar fi, deci repet, ar fi petrolul, ar fi oțelul în prima etapă pe teren propriu. De ce jucăm la... Că Domne așa au spus la TV. Păi și la TV se spun prostii. De ce jucăm la, la Hermaștad la Sibiu uh, și de ce nu jucăm la Arad? Păi este simplu. Când te uiți la clasament în timpul sezonului, departajarea se face în funcție de golaveraj. Când se trage linie, dacă două echipe sunt la egalitate de puncte, care este primul criteriu de departajare? Meciurile directe. Câte puncte obținut în meciurile directe? 3-3. Ok. Atunci care e următorul? Gol la verajul în meciurile directe. 2-0 vs. 2-1. UTA termină peste Hermastad. UTA a câștigat cu 2-0, Hermastad a câștigat cu 2-1. Prin urmare, Hermastad este pe locul 9, noi suntem pe locul 14, am trecut peste voluntari, vom juca cu echipa lui Marius Moldărășan, pe care eu o consider în momentul de față, sincer, cea mai bună echipă din play -out și este, pare să fie cea mai bună echipă din play-out. Acum, pentru toate echipele din, din zona play-out-ului și mai ales cele care au avut aspirații de play-off până seară, perioada asta va fi grea. Va fi o perioadă în care ei vor trebui să gestioneze mai multe forme de depresie, mai multe forme de anxietate din partea jucătorilor. De ce? Pentru că, ratându-se un obiectiv, cei care sunt cu contracte pe termen lung, bineînțeles că își pun întrebări legate de propriul lor viitor, iar cei care sunt cu contracte pe termen scurt, cu certitudine, sunt convinși că la finalul acestui an vor dispărea. Pentru că play-out nu înseamnă aceleași sume ca playoff. 2. Uh, echipele, cum suntem noi, care au folosit ultimele etape drept un uh, sfetnic extraordinar de bun și au folosit de ele în un sens de a obține multe puncte, pentru că despre asta vorbim, Zerico, și îți mulțumim că ne-ai adus punctele astfel încât în punctul ăsta în care noi începem un nou campionat scurt, uh, made, moralul este sus și perspectivele noastre ca joc, ca nivel de joc, chiar și peste frați, chiar și peste Arad, pentru că demonstrăm chestia asta. Uh, ne dau curaj lucrurile astea, ne dau curaj și mai mult decât atât pe principiul bătrânesc românesc de capră vecină și capra vecinului, capra vecinului nu se simte extraordinar la ploiești, la voluntari capra vecinului în prag de alegeri nici nu se simte extraordinar și a adus un antrenor pe măsură că tot vorbim de oi și capre. Da. Deci, băieți, vă invit, vă invit pasional să credem și să ne adunăm cioburile de pe jos. Fiecare are cioburile lui, sunt convins să le adunăm, să le lipim împreună, pentru că noi avem nevoie de o echipă sănătoasă și echipa are nevoie de noi sănătoși și fericiți. mie... Mi-e e un pic teamă de meciul ăsta cu, cu herma dar spun sincer, pentru că, repet, este cea mai bună echipă. Ei nu știu cât au suferit acum dezamăgirea cali ratării, calificării în play pentru că ei aveau șanse mici, au jucat la ce au și pierdut. Dacă am fi jucat cu Ucluș, sincer, eram mult mai încrezător. Mult mai încrezător. Pentru că Cluj chiar a trăit o decepție. Și ce v-am spus ieri. Sunteți atât de siguri că Cluj am învinge pe voluntari. Toate victoriile lor au fost la, așa, la limit. Toate cu forceps Toate 1-0, 2-1, chinuit. Ieri nu le-a mai mers. S au întâlnit o echipă care s-a apărat. N-am văzut meciul, evident. <laughs> Din motive clare de ce n-am văzut meciul lor. Dar înțeleg că efectiv n-au avut, n -au avut ocazii, n-au jucat ce trebuie. Dacă am stat cu Cluj, apropo, o să jucăm la Cluj, dar vom juca pe final de play -out. Deci, acum, ce știm sigur, vom juca la Cluj, vom juca cu Herman Stad în deplasare, vom juca la Botoșani, atenție, aia este sigur că vom juca la Botoșani și Vom juca acasă cu voluntari. Asta pot să vă spun sigur. Acum, să vedem și celelalte echipe acolo. Oțelul, Polia și FCU cum se vor așeza, cum, pe ce locuri vor termina. Dar asta este cert. Și cu petrolul, în funcție de ce va face oțelul. Asta sunt niște lucruri. Ar fi bine acasă cu petrolul, ar fi bine să-i să, să chemăm în București, mai ies și ei din micro. Dar cu petrolul sau cu oțelul? Cu cine ai prefera acasă? Acum uite, îți dau de ales cu oțelul sau cu petrolul? Cu cine vrea acasă? Cu petrolul. Pe cu oțelul petrolul? îi batem și acolo. Pe oțelul îi batem și acolo. Sunt dezorganizați rău de tot bro, în ultima vreme. Eu cred, că, eu cred că e diferență foarte mare valorică în punctul ăsta al campionatului între noi și oțelul și dacă toate merg nu în regulă. Normal, cum am mers în ultimele săptămâni, eu nu cred că oțelul are echipă să ne pună probleme. A, cu nu o să defilezi, nu o să defilăm în niciun meci, nu trebuie să ne setăm așteptări de a defila. Dar, și, auzi că mai e o chestie. E importantă prima etapă din play -out. Prima etapă și pentru moral, e ca primele game-uri la tenis, e ca primul serviciu dintr-un game important. Frate, e important rău de tot să, dacă noi reușim, dacă noi reușim cumva să câștigăm la Sibiu, cred că putem sărbători. Dacă noi câștigăm, da, primul meci din play-out, dacă Dinamo pleacă în play-out cu 3 puncte la Sibiu, tăticul o să defilăm. Deci crede Să fiu iară la negativistul, știi, mă mut iar pe zona, dar eu m-aș bucura și cu egal la Sibiu, spun sincer. Nu, 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 că se bucură. auzi, Clujul se bucura aseară cu egal. că a zis Chipciu după meci. Dom'le, că noi am auzit rezultatul de dincolo. Voi ați auzit declarația lui, mă? mi Miț, Ireal, miț. Și, domne, noi am văzut care e rezultatul și am, am zis, Ai, de că mai bine egal ca să nu riscăm să luăm gol și după aia când am aflat că trebuie să dăm gol era târziu. Este extraordinară, e exact România. Știi că te, te Au gândit-o mic, au gândit-o foarte mic. Păi și cu noi ori să gândească mic. Dacă mergem mulți acolo și suntem pe pat de rezultate pozitive, vezi că e în afară de Nistor, Chipciu și brazilianul la Masuero, nu pot să-ți văd o mare echipă acolo. Cine vătă și ce-a mai runcat Craiova, roglici și Așa este, da. Ce-am da, zis? Nu, 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 că nu, a venit un domn atunci la Sibiu și m-a lăsat, lăsat, lăsat să mai filmez galeria noastră. Aoleu. Să cerere, da, da. De da. deplasarea asta vin și eu, facem împreună chestia asta Vin și eu să vedem Da, da, da. Eu nu uh, pot să dar... merg o să fie frumoasă de plasare, o să fie foarte frumoasă de la Sibiu. Acum să vedem în ce zi, în ce zi se mai joacă. Se joacă sâmbătă, duminică, luni, nu, vineri, dar nu cred că vineri. Uh, da, dos dosarul cu șina. E, oricum la Sibiu e greu pentru că este o echipă găzdară, cum se spune la noi. Este A care... <laughs> se joacă, se joacă altfel la Sibiu. Păi, nu, no, e frumos la Sibiu, mă. Mai păcat să nu joci. <laughs> uh, e interesant și acest aspect. Avem că, acum, Osman, poate mă ajuți tu, că poate tu știi mai bine care sunt acești jucători Bine. Abdala. Uh, Selmani. Uh. Selmani nu e practicant, Ibra. Îți spun eu, Selmani nu e practicant. Merge mm. la cârciumă, bea alcool, nu e Ok, ok. Bine, el este... Ghezali era practicant da, Dar da, el era, el era, el era, el era. E bine că acum e slăbește și el. La nu este și el, eu cred că și e Gnaore. Dacă nu mă știu. E născut în Franța, nu pare. Mm, Hakim Selmani, Adna și Adna, da, uite la Adna și Gnaore. Adna e da. musulman? Da, 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 da. Da, da nu ca nu nu și nu nu-mi imaginam. Băi, e sloven. Băi, e sloven. Da, da, Bosniac. Vezi și că da. Toți sunt, da. un pic bosnia, am impresia. Toată lumea e un pic este... Sau albaneză. A, nu, nu, este, eu așa știu că a avut și cetățenia în Bosnia, dar bine, este născut în Ljubljana, într-adevăr. Ljubljana, orașul iubirii. Cu... Orașul, musulman de Ljubljana. la la Așa știam, parcă am vorbit la un moment dat cu el și în care și origini în Bosnia. Da, uite, mă, are citizenship, și, am dreptate, are și cetățenie în Bosnia. Pai nu, că nu contestam cunoștințele tale, stai cu minte, nu, nu contestăm. Nu, nu, dar de asta că în Bosnia sunt mai mulți musulmani decât. Pentru că influența musulmană s-a exercitat cu mână de fier sau mai puțin de fier în diversele regiuni ale lumii și putem vorbi și despre Albania cazul cazul uh, influențelor rămase în timp. Dobrogea noastră nu a fost forțată să se schimbe religia. dar asta în România și pe relația noastră cu Imperiul Otoman nu a fost una în care Imperiul Otoman a impus religie la noi. Doar dacă nu plăteai bir, îți mai dădeau foc da. la o catedrală, maxim. Adică nu te-a pedepsit nimeni cu spadă și capă. Asta este un subiect pe care trebuie să-l dezbatem împreună cu colegul de la PSIDIU de la poalele cibinului. <laughs> Dar da. uite că spun că domne o să le, că poate au de suferit. Dar sunt jucători care efectiv se transformă în acea perioadă, pentru că dincolo de noi gândim, mănâncă sau nu mănâncă. Dar se întâmplă ceva cu ei, cu mentalul lor. Și pe unii s-ar putea Uneori să ajută. Pute... Pe ajută, pe unii îi ajută Ramadanul, să știi. Ramadan ghieza <laughs> Nu i am aminte pe Ramadan Gheza, a avut cea mai bună perioadă în timpul Ramadanului. Uh, dar, mă, aici fac o paranteză. Vedeți că e foarte greu. Nu foarte greu ce face Ștefan Ștecăs, spre exemplu, anume să cânte. Să A. Trebuie o anumită voce. Unii sunt înzestrați, unii nu e sunt E greu să zestra. și țipe. Ai văzut seră la Ionu Zain. De asta, 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 făceam tranziția. Este foarte greu să țipi. Este foarte greu să duci... <laughs> să țipi pe 10-15 secunde să duci pentru un gol. Dacă nu ai o voce formată, e, e greu. Eu nu a fost, cum să zic, adus în situația asta pentru că Nicu nu a putut participa el. Și acum, acum ai accidentat, cred. Și acum ai accidentat eu. Eu, uite, n-aș fi acceptat niciodată pentru că este, știu că nu pot să fac asta, dar nu aveau. Nu a existat soluție și a asumat, a mai făcut asta. E greu, e greu. Nu oricine poate să fie crainic. Într-adevăr, trebuie o în anumită voce. S-a descurcat bine în condițiile date singura chestie care s-a grăbit din punctul meu de vedere, că n-a spus și numele, numele complet la schimbări. La un moment dat a anunțat cum am anunțat noi în comentariile la Radio Dinamo. Intră, intră in ce se E aduce. colegul nostru și face, îi facem, îi facem un am singur praf și e colegul nostru. Nu, 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 atât ca asta că în rest cu e complicat. E complicat cu vocea să fii criming, da? trebuie să duci bine de tot, trebuie să duci sus. Da. Voi când. Nu știu cum ești. Da, să și da, Ștefan, știu că cântă, Nicu cântă, sunt obișnuiți, au timbru, sunt exerciții pe care voi le face, nu știu, zi de zi, pentru a menține. Da, le zice da? repetiții. Bine, știu că există și exerciții, efectiv, pentru a antrena corzile vocale. Wa, 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 wa. Asta se face. face să... Să Sunt groaznice exercițiile, să știi, și trebuie să-ți dea cineva tot timpul tonul și tu ți iei tonul și faci over and over again. Nu-i plăcut, e nașpa. Și uite, da, poate intra și neîncălzit, fără mișto, poate intra neîncălzit, trebuie să ai și încălzită în momentul în care... Bă, dacă ești maker, intri și neîncălzit, îți dai seama, lucrează talentul din tine ca să folosești Da, bine, mă, talentul, din... da, ok. Salam, Florin Salam, are o... o să dau un citat din Florin Fermecătorul, el spune. Fii cu minte în viață și făți talentul bine. Vreau să spun că sintetizează cam toată quintesența cunoașterii țigănești spre viață. Frate, o, oh, am zis, scuzați-mă, romane, romanes, de 3 kg în viață. No, okay. <laughs> uh, <laughs> nu, ok. Eu am, eu am auzit destul de bine în tribune, nu știu. Eu n-auzeam nimic, cu... mi se înfundă urechile la gol. Fac urât, <laughs> nu, nu știu ce în jur. Eu fac foarte urât și nu știu ce în jur când acolo. Da, o de asta spun. E ok, s-a descurcat bine ieri la meci. Repet, Nicu n-a putut să participe. Apreciați mai mult pe cei care, uite, care cântă, care au această calitate. Sunt înzistat, apreciați pictorii da? înainte să moară, apreciați sculptorii înainte să moară, că mor de foame, frate, și după aia fac pe urma lor bani, agențiile și astea. La noi, la muzicani spun lor, noi facem bani cât, na, cât existăm în zona asta, da. Arta, Te frate, ajută nu trebuie Te ajută nu mă ajută, țigurile? Nu mă ajută, dar mă ajută psihic și dacă am un psihic bun <laughs> Mi-am făcut Nu se aude, nu se S-a autopropus asta sau e altcineva care a dat comentariu? <laughs> vrei crainic? Da. da. Te vrei, vrei la Dinamo? O întoarcere. Eu dacă mă vreau la Dinamo, da, pe bani. Eu mă vreau, dar pe bani. Eu să la 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 stați, mă, că e... Eu am puțin să știți, mi-am pierdut, uite, apropo de voce, la meciul cu oțelul am pierdut voce, am avut de suferit o săptămână și ceva, pentru că am țipat la moroiță, de la etajul 4 m-am trezit să țip și efectiv am simțit că m-am tăiat și câteva zile n-am fost deloc ok. Stoichiț, stoichiț are timbru perfect pentru ucraini. Stoichiț, timbru e una pentru timbru, announcing. Timbru e perfect, da, e, da, poți să duci că Domnului tu poți. Și domnilor. Ai de asta, dragoși, Ai plămâni? Ai plămâni? Să duci? Le plămâni. Da. Tălpan era bun de crainic. Tălpan e bun de orice, frate. Tălpan știți la ce nu e bun? dar nu o să vă dau din casă. Tălpan nu e bun la rezolvarea propriilor sale probleme din copilărie. Și, pe cuvântul meu de onoare, nu vreau ascultați-mă că nu vă vorbesc din postura doar de bufonul grupului. Acum vorbesc serios. Florin Tălpan este un tip care are probleme personale și să știți că o mare parte din orcoholismul său super, super unidirecțional dezvoltat, pentru că el vede doar într-o singură direcție, este dictat de propriile probleme, problemele untrice, intestine. Și să știți că mulți oameni în viață sunt urcioși sau acționează într-un anumit sens pentru a umple un gol. Toată viața, uneori, este încercarea de a umple un gol. Și cu cât înveți mai repede, golurile astea nu prea se umplu, ci mai indicat este să treci la următorul gol pe care să-l formezi. Așa este, viața de om este făcută în principal din... Greșel și learning. E tot un proces de învățare care se termină mult prea repede, așa este. Și eu cred că Florin Tălpan, dacă și a rezolvat problemele lui personale și acceptarea sa ca om, să se accepte pe sine, în primul rând, eu vă spun un lucru. Ei nu mai există ca echipă. În momentul în care ăla dă de o femeie sau de un bărbat, nu știu exact la ce visează el, sau în momentul în care își găsește un job real neplătit de noi, în momentul în care o să aibă o viață, s-a terminat cu visul știi? Și îmi pare rău pentru băieții care cred în vis, pentru că sunt mulți oameni acolo care sunt oameni cu creier, te și întreb cum, te și întreb cum e posibil nivelul ăsta de manipulare a masă, oricum dintr-o echipă să nu mai existe până la urmă niciuna. Niciuna, exact. Eu nu-i percep nici pe unii, nici pe ceilalți ca fiind full echipa care se pretindă a fi. Sincer, părerea mea. Ca și cu Craiovele. Astea Știu. două Craiove n-arată niciuna Craiova. Nu, 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 și nu doar ce spune instanța, până fapt, adică bine, e o dezbatere lungă aici, dar niciuna cu adevărat nu se poate considera adevărat, adevărata Craiova, sau care uite, avem dezbatere, este steaua, nu este steaua, FCSB este steaua, nu este steaua Uite, eu nu ți-a spus că a făcut întindere la voce. Se poate, da, să spun, se întâmplă. Țip, nu ești antrenat, nu ești pregătit, ai țipat, s-a dus vocea, papa. Era și fericit, credem că i-am simțit, i-am simțit o fericire copilărească în felul în care a strigat la primul gol. Adică a strigat numele atacantului nostru care a marcat ca și cum ar fi fost ultimele sale cuvinte și scria pe pluce la ultimele sale cuvinte Gol Gregorio cuvinte. Gregorio Gonzalo. Breaking news. Șoc și groază. Crainic suferă de nu știu ce în timp ce transmitea golul lui Dinamo. Noi, noi nu suntem să... Adică, încă o dramă la Dinamo. Încă o dramă la Dinamo. Că spuneau de, de, dragoste Dragost pe el ar fi, apropo, el ar fi bun de documentat l-ar pregătit să atace. Nu, sau leul care e pregătit să coță de ce, ce poate și el? De ce îi place să vorbească acum? Na, de ce? Ce răbdare are masculul? Masculul privește răbdător din boschet. El așteaptă ieșirea femelei și după aia se aude sunetul. Am sunetul de împerechere la tigru. Doamne, dragul și o să, asculte, dragușo, o să zic, ce -o, mă ăștia? ce vorbesc, mă? Dar să știi că eu nu pot, Dra Dra Dragoș este, eu sunt bas-bariton, Dragoș e chiar bas, adică Dragoș, Dragoș poate să vorbească foarte jos, Dragoș are o tonalitate extraordinară. Extraordinar. Dar să-l auzi după ce se trezește, adică imediat după ce se trezește, că duce la un alt nivel, adică... <laughs> duce la un alt nivel, Iosif Savismul. Acest, această știință de multuitată. Uite, vezi, în fiecare dimineață aveți aici purul dintre noi măscărindu-se, spunând bancuri, spunând glume, dar nimeni nu avea parte de atmosfera asta până să înceapă băieții să câștige voi fraților și... Trebuie, trebuie, să, trebuie să reiterăm faptul că datorăm prietenia minunată dintre noi și datorăm în general foarte multe momente frumoase petrecute în ultimii 5, 4, 3, 10, 15, 20 de ani în anturajul și în preajma acestei echipe, încât le pot trece chiar și pe acestea, care sunt momente de profundă, profundă reverie și profundă. Problemele sunt groase, dar, frate, trăim, trăim, respirăm. Nu e nevoie să mă ciupești ca să știu că sunt viu. Sunt viu. Sunt, sunt de vii, vii. suntem vii. Avem zâmbet, nu e zâmbet forțat. Bendac bagă bățul prin gard. E amuzant. Are un pic de umor, nu știu cu cine seamănă, dar are un Ei, umor. E un alt fel um, de umor. Umblă în familie, e un alt fel de E umorul de roșcat, mă, <laughs> roșcații, auzi, roșcații sunt oameni speciali în general, adică. Știi că e roșcat, nu știu, că nu are păr și nu... Știu de la <laughs> fraxul că e, e roșcat, știu de la frate <laughs> său că e roșcat, că la un moment dat își vopsea nu vreau să zic, <laughs> frate, să era roșcat, că eu știu din filme, dacă mai țineți minte, da, uh, Milionar de Weekend. Uh, Milionar de Weekend e un film a cărei son coloană sonoră e făcută de paraziți și în care joacă uh, Mihai Bendeac și are un rol chiar marfă și e și puștan și un puștan roș roșcovan la, la păr și la barbă. Și în acest film se filmează și binecunoscutul Crainic TV, adulat de pensionari Badea Mircea. Uh, Cristina Cea Pragă, actuală Chitice Praga. E o chestie, e un film, ca să zic așa, al generației mele, la care s-a râs un fel de. Unele uh... se mai găsesc și pe YouTube, să știți. Păi se găsesc e. că atunci nu era Romina VTM. Noi da, nu da, aveam. Da. Noi aveam un timp de distracție de asta, mai de amărât este european care dă de bani, care. Asta, altul era visul american, știi? <laughs> altul era, s -a exact, zis? exact. Visul uh, s-a uh... mai schimbat între timp. Uh, da, Dragoș Tochiță, uite, dacă, dacă ne asculti în reloare sau ne asculti acum, mă gândeam la el, la Leonard Cohen, știi, cu vocea lui. Să intre aici actually, să cântă You Want It Darker, să l la, 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 la. Păcat că nu vine să, să vină să ne cântă și nouă ceva, știi? Eu da. poate cânta bine, Apropo de cântat, și Ion cântă bine când are voce. L când are voce, lăutărească Doamne! Da, okay, e, știți, știți că acum nu, că cineva așa bine, Aroganța aia, îmi place așa, când dă o smetie și pleacă. În weekenduri, în general, avem noi emisiuni mai relaxate, mai ales la matinal de weekend și după victorie. Permiteți-ne să fim și noi un pic mai relaxați, un pic mai cu zâmbetul pe buze, că avem, avem timp să dezbatem, să intrăm în subiectele grele, dar imediat după victorie ne permitem și noi să fim un pic mai... Mai ales mai în fel. sfânta zi de sâmbătă, măi frate, că mulți dintre voi poate A, Asta la masă, Asta Poate vă revanșați, cei care ați fost la meci vă revanșați pentru ieri că sunt convins, asta, asta că... a spus, ieri oricum ați plecat de acasă, v-ați de cap, azi aveți, aveți grele Hai, fiți mai relaxați, fiți cu zâmbetul pe buze Dinamo a învinge, Dinamo a în ultima Deci la meciul cu Faruf a fost pe 12 februarie, dacă nu mă șer. Suntem pe 9 martie În acest interval de aproximativ o lună de zile avem 4 victorii, frate am patru victorii, și un egal, că și de ce pun și egal, că noi cu video oricum nu prea obțineam nimic. <laughs> Așa că ne bucurăm și de acel <laughs> punct. Cine știe? Poate acel punct care. Uite, acel punct ne oferă prilejul de a fi la 15. Apropo, altfel era la 14. Uite, cu acel Mamă punct suntem la 15 după înjumătățire. Hai să hai să fim și noi bucuroși, hai să fim vreau. și noi cu Mai mult decât atât, seara am observat în tribună bă, eu sunt implicat în acest proiect de mai puțin timp, dar vreau să, vreau să îi felicit pe Cătă și pe Ion, că am văzut un tânăr cu un banner în care le ura la mulți ani colegilor mei și ura la mulți ani acest, aceste entități de informare până la urmă voastră acestui, acestui, post de partid. Ce înseamnă de partid? Adică pentru susținătorii Dinamo. amo la mulți ani, Cătălin, la mulți ani, Ion, am văzut bannerul pe stadion și dacă era ținut de vreun purisan, dar era un puști, ceea ce este foarte frumos, foarte drăguț. Da, a rămas realmente șocat. Adică, ok, sunt șocat când mai mă întreabă unul, un, na, în general mai puști, că hai să facem o poză, să discutăm, nicio problemă de fiecare dată, mi se pare ciudat, dar... Când n am văzut mesajul ăsta pe, pe stadion, a rămas. Am pus acum. Wow! A rămas realmente. Wow! N-am avut cuvinte. Nu știu cum aș putea să fac rost să-i. adică să-i mulțumesc. Nici știu că mulțumiri. adică sunt puțin așa. N-am cuvinte. Îi mulțumesc pe această cale. Mulțumim când ne ascultă. Mulțumim pentru mesaj. Chiar a fost. Na. E, e una din amintirile care le voi duce așa. An Pentru Chiar că îți dai seama pentru cine, pentru cine, lucrezi și îți dai seama că uneori, uneori cuvântul și sensul cuvintelor tale răzbate mai profund decât îți poți imagina și că da, lumea nu se rezumă la noi, lumea se rezumă la ei, că lor le lăsăm, știi? Da, da, și dincolo de războaie, de critici, uite, sunt și astfel de urmăritori. Avem și urmăritori tineri, avem și trecut de anumită vârstă, că discutam ieri, la la stadion cu un domn mai în vârstă, uite, vă urmăresc, veniți să cineva de la Târgu Juc, urmăresc emisiunile voastre. Și, da, sunt momente, momente frumoase și sunt cu atât mai deosebite pentru că Dinamo ne ajută, pentru că noi suntem direct dependenți de Dinamo, de spiritul pe care îl transmite Dinamo, de starea de spirit. Suntem influențați, suntem direct dependenți de acest lucru și Abia aștept să trăim vremurile alea, să vorbim după, nu după o victorie cu, dar să vorbim după o victorie în care mergem în top 3, în care câștigăm un trofeu sau învingem un FCSB, un rapid. Acolo vreau să ajungem. Ne mulțumim, este bucuria de moment, dar normal că și eu visez un pic mai departe, să retrăim acele clipe magice, să-l sun pe fratele meu după o victorie cu, mă rog, FCSB slash Steaua să avem aici, să fim cu pieptul în față, i-am învins pe ea. Asta, Așa asta sper să trăim. Prezentul îți dă dreptul să visezi într-un loc în care acum câteva luni visele erau interzise și cel mai important este să nu, să nu lăsăm pe nimeni să ne interzică visele, pentru că visele mor singure și în momentul în care moare un vis, credem pe cuvânt că orice ai face nu vei recupera. La fel și cantitatea de iubire, de răbdare, de toleranță pe care o ai în tine. Dacă ai un sac în spate care conține iubire, toleranță, speranță, trebuie să fii atent pe parcursul unei vieți, pe parcursul unei tinereți, în ce fel împăr împărtășești în stânga și în dreapta speranța asta? Pentru că ea se consumă și tu trebuie să te păstrezi până după vârsta de 35-40 de ani în mijlocul vieții, drept un om sănătos la cap, să nu te lași afectat de ce se întâmplă în jur. Pentru că viața e un sport extrem, menit să te accidenteze și dacă te vei accidenta, este datoria ta să te ridici, să-ți revii. Ceea ce face și echipa noastră, ceea ce facem și noi ca suporteri, indiferent de cât de bine sau rău ne este nouă acasă, pentru echipă. Asta e. Până la urmă... cum e starea noastră de spirit? Când e din amul jos, parcă și noi suntem mai jos, când este sus și noi suntem cu morală mai sus, suntem altfel și în viața de zi cu zi, mai cu zâmbetul pe buze, mai optimiști. Studiile arată, studiile arată că fanii sunt mai fericiți acasă, în orice țară, după victoriile echipei favorite și putem publica pe site-ul să rog pe Cătălin să-i trimit studiile să vi le arate. Chiar există studii legate de cât de des fac fanii unor echipe sex în Anglia, pe crucea mea, dacă nu, it's a life saver, îți îmbunătățește viața în toate punctele de vedere. Cu cât ai mai puțină, când ai multă, e ok și ești tolerant, că asta e obiectivul nostru al tuturor, să avem multă viață și din să fie tabloul frumos de pe perete. Să nu ne, nici să nu ne dăm viața, nici să nu murim sau să trăim pentru asta. Să fie o continuitate și un rolaj frumos al vieții noastre, împreună cu echipa asta. Uite, dau un exemplu concret în acest sens pe final de emisiune. Trebuie să zugrăvesc. Aș fi făcut-o, să cum, Sictirit. Dar acum, după Victorie, o fac cu zâmbetul pe buze. Mă duc cu un pozitiv. Mă duc cu un pozitiv să zugrăvesc Eu vin de la Pomenire, de la Biserică, adică, pe cuvântul meu, dacă nu eram singurul om cu un zâmbet larg pe buze acolo, m-am și simțit prost. De asta mă bucur tare să pot împărtăși acest zâmbet cu voi, cu familia mea lărgită. Despre asta e vorba. Asta e vorba. Asta e aici, cum am mai zis eu, terapie. Dar și terapia asta poate fi benefică, nu doar terapie. Nu de poate confrinte. fi. Terapia e superbă. Terapia e superbă de fapt, da, corect. Benefică în orice. Corect, așa, este benefică tot timpul. Uh, uite, azi la ora 15, în direct, pro arena steaua Dinamo dinamul la Hambal. Uh, doamne așteaptă să batem și acolo, ne, pla ne plac victorile împotriva lor. Uh, campionatul seria, deci avem etapa următoare, apoi este pauză. Noi nu luăm pauză de emisiuni, evident. Mai urmărim și echipa națională, mai urmărim și handbalul. Dacă o fac în roz, nu o fac în roz. Niciodată în roz. Dar n-am nimic cu cei care poartă roz. More power to you. Ce yeah. zic? Power to the people, power to the people, frate. Programul nostru, mâine dimineață, celălalt cântăresc de la Radio Tina Monicu Grameni, că l-a putut în dimineața asta și... Uh... <laughs> da, 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 Ce să... Ce... S-a gândit și eu. Nu. La vezi că el a început ca pictor, mă rog. Da, în fine, nu contează. Uh, și mâine, mâine seară, eu nu, nu pictez. Chiar n-am avut niciodată talent artistic. Uh, mâine seară va fi o notă mâine dimineață voi fi eu, mâine seară va fi Ionuț. Nu, nu mi-ar mi fi plăcut să am voce să pot să cânt și eu, dar asta e. Ai foarte bună, bro. Da, că să ah, avem ceva. Da, avem ceva. Aș vrea să cânt. Aș vrea să ah, cânt. A, să... A, a. Asta putem discuta, despre asta putem discuta. Da, 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 mi-aș fi plăcut. Bine, mulțumesc frumos, Ștefan. Știu că pentru vibe-ul pozitiv, pentru prezența la matinal, să te bucuri și tu de weekend, să ai parte de toate și eu mulțumesc că tăine pentru anturaj, pentru meciurile văzute împreună și pentru bucățile de farfurie pe care le lipim împreună în fiecare etapă. Și acolo, cu, cu noroc, vezi, de când stai cu noi acolo sus, <laughs> -a e -a bine. Putin... Da, nu vreau să comentez. mai lipsit <laughs> cu rapidul, cum am pierdut, uite, nu mai lipsi. Și vină la masa presiei acolo că e bine. <laughs> mulțumesc, cu drag. Mulțumesc, mulțumesc și eu, bro. Ne revedem mâine dimineață la matinal. Sâmbătă excelentă, hai Dinamo. Hai Dinamo, weekend plăcut.